poate și te obișnuiești să stai treaz până târziu pentru a studia, a lucra sau pentru a avea grijă de un copil. Uneori, responsabilitățile vieții te pot determina să sacrifici orele de somn. Pe termen lung, un astfel de obicei te poate afecta semnificativ. Studiile cercetătorilor dezvăluie ce se întâmplă în creierul tău dacă dormi doar. Studenții care învață intens, angajații care dedică foarte mult timp muncii și părinții cu copii mici obișnuiesc de multe ori să sacrifice orele de somn pentru a se ocupa de responsabilitățile pe care le au. Nu puțini sunt cei care dorm mai puțin de 7-8 ore pe noapte. Cu toții am auzit că odihna este importantă, totuși mulți nu îi acordăm atenția cuvenită. Pe termen lung, un program de doar 5 ore de somn din cele 24 de ore ale unei zile conduce la consecințe cu adevărat serioase. Nu este o noutate că organismul nu mai poate funcționa la adevărata sa capacitate dacă nu este odihnit. Specialiștii vin cu noi detalii despre modul în care somnul influențează starea generală de sănătate. Pentru cele mai bune performanțe pe partea de comunicare, raționament și gândire, un adult are nevoie de cel puțin 7 ore de somn pe noapte, spun cercetătorii. Din cauza lipsei de odihnă sau în absența unei rutine bine stabilite din acest punct de vedere, riscurile pentru sănătate cresc considerabil. Un nou studiu arată că un program de 5 ore de somn este asociat cu o probabilitate ridicată de dezvoltare de diabet. Este bine ca orele de odihnă să fie echilibrate. Prea multe ore de somn, 9 ore de exemplu, pot conduce la fel de bine la confruntarea cu diabet, arată publicația Healthline. Inclusiv creierul uman și funcțiile cognitive sunt afectate dacă dorm doar 5 ore pe noapte. Cercetătorii au descoperit că în circumstanțele menționate, performanța creierului scade semnificativ, atingând un nivel similar cu cel al unei persoane vârstnice. Privarea severă de somn conduce la o îmbătrânire cu aproape 8 ani a creierului uman. Consecințele negative ale unui astfel de stil de viață nu se opresc aici. Cei care nu se odihnesc cel puțin 7 ore pe noapte prezintă un risc foarte ridicat de dezvoltare de accident vascular cerebral sau de alte boli de inimă. Majoritatea celor care nu respectă un program de somn echilibrat riscă să se stingă din viață prematur. Pentru a evita confruntarea cu consecințe dezastroase din cauza somnului, specialiștii au venit și cu recomandări privind orele de odihnă. Adolescenții trebuie să se odihnească minimum 8 ore pe noapte, în timp ce adulții tineri și de vârstă medie trebuie să doarmă cel puțin 7 ore, dar nu mai mult de 8 jumătate, relatează playtech.ro.